Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Otilia bilionera se gândește la momentul când va deveni mamă. Își dorește fată sau băiat, declarații exclusive de la cântăreață. Ajunsă la vârsta de 30 de ani, Otilia bilionera are planuri mari pentru viitor. Cântăreața își dorește să se mărite, iar acest lucru se pare că ar putea avea loc destul de curând, mai ales că a declarat în exclusivitate pentru Spinus, rocă deja familia ei și familia iubitului turc vor petrece împreună sărbătorile de iarnă, semn că relația e cât se poate de serios. Otilia Bilionera e pregătită să devină mamă. Ce spune despre copii? Nu doar la nuntă se gândește cântăreața, ci și la copii, căci în exclusivitate ne-a declarat că se vede mămică și chiar vrea ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. Otilia Bilionera ne-a spus că și-ar dori să aibă un băiețel, căci aceștia sunt mult mai mămoși și mai atașați de casă și de mamă, în general, decât fetele. Ea ne-a povestit că știe din situația ei cum la 18 ani a plecat de acasă să-și vadă de carieră. Cântăreața susține că deja are o vârstă și simte că a început numărătoare inversă în ceea ce privește acest pas, acela de a deveni mamă. Da, îmi doresc să am copii. Mi-aș dori să am un băiețel ca să aibă grijă de mine, Băieții sunt mai mămoși, fetele se mărită și se duc. Așa am fost și eu, am plecat la 18 ani de acasă. Nu știu când, când va vrea Dumnezeu, când va considera El că e momentul. Mă simt pregătită, am 30 de ani. De acum știi cum e, se scurge timpul. Am intrat la numărătoare inversă, a spus Otilia Bilionera, în exclusivitate pentru Spinus Ro. Iubitul Otiliei Bilionera de mai mic decât ea. Cu toate că a trecut prin mai multe despărțiri de-a lungul timpului, Otilia Bilionera a reușit de fiecare dată să-și refacă viața sentimentală, așa cum s-a întâmplat și de această dată. Cântăreața se iubește cu un bărbat cu câțiva ani mai mic decât ea, iar cei doi par a fi suflete pereche după cum precizează cântăreața. Artista a afirmat că se înțeleg de minune și că deși relația e una de scurtă durată, povestea lor de dragoste e una foarte serioasă. Așa că n-ar fi de mirare ca în curând să bată clopotele de nuntă, iar Otilia, bilionera și iubitul turc să se căsătorească.